Finanțare fără precedent în comuna Peștișul Mic prin proiectul național de investiții Angel Salini. Aici vor ajunge peste 32 de milioane de lei. Cu alte cuvinte, bugetul primăriei pe 20 de ani. Banii vor fi folosiți pentru a introduce rețelele de apă și canalizare. În secolul 21, în România, țara lui lasă că merge și așa, încă mai discutăm despre comunități care se spală la lighean ori folosesc toaleta din fundul curții. Ei bine, la Peștișul Mic, noul primar Daniel Dobruțchi a dorit să iasă din rând și să lupte pentru a realiza proiecte pentru introducerea rețelelor de apă și canalizare. Din fericire, a și reușit, iar prin Programul Național de Investiții Angel Saligny aduce acum în comună peste 32 de milioane de lei. Din fericire am obținut finanțare pentru o parte de apă și canalizare. Este o finanțare fără precedent pentru comuna Peștișul Mic. Gândiți-vă că este bugetul primăriei pe aproape 20 de ani. Deși în 2022 nu cred că ar mai fi trebuit să discutăm despre apă și canalizare, din păcate, până în acest moment, niciuna dintre administrațiile care au fost dintre cei care au fost la conducerea administrației nu au reușit să rezolve această problemă. Astăzi putem discuta despre un real succes pentru comunitatea din Peștișul Mic, faptul că vom putea avea în sfârșit, după 30 și ceva de ani, apă și canalizare în comună. Proiectele aprobate prin acest program de investiții vizează alimentarea cu apă și introducerea rețelei de canalizare în satele Peștișul Mic, Josani, Valea Nandrului, Nandru și Almașul Mic. Edilul este convins că pe viitor va avea parte și de alte investiții și proiecte benefice pentru comunitatea pe care o reprezintă.